Bun găsit, dragi prieteni! Suntem în compania motoarelor turate la maxim. Să fie cât se poate declara acest lucru, pentru că pe 19 și 20, în perioada 19-22 mai, avem la capul câmpului, lângă Gura Humorului, Off-Road Max Bucovina. Nu mi este complicat să povestesc foarte mult, dar cred că îmi va fi foarte complicat să mă fac și eu auzit în această emisiune, pentru că am doi parteneri importanți, hai să spunem așa, inima sau cum întotdeauna la organizare, sunt niște vinovați. Astăzi alături de noi, Cristi Șuiu, bine ai venit alături de noi, Cristi. Am să te rog puțin te-l mai aproape de microfon, dar stai cât se poate de relaxat totodată în cadrul acestei emisiuni. Și Medvic Marius. Salutare, bine v-am găsit. Bine ai venit și tu alături de noi. Trebuie să spunem că și acest eveniment, Off-Road Max, are o anumită conotație, nu? Acest Max din discuție. Eu tot ne-am întâlnit. Bun. Trebuie să spunem că se poate declar că un eveniment de acest gen, de regulă, are publicul lui, are o pleiadă de oameni care abia așteaptă acest eveniment, însă ediția din acest an se dorește a fi una deosebită și chiar din informațiile pe care le am până în momentul de față, va fi una care se deschide mai tare și pentru publicul larg, dar vine cu un booster, ca să spunem așa, că tot am preluat acest termen din alte domenii, un booster pe ceea ce înseamnă off-road în România. Cu alte cuvinte, trecem la next level. Băi, câtă romgleză folosim. Chiar mi-a plăcut asta, da. Da. De unde începem? Păi să începem. În primul rând trebuie să dăm un restart tot ce înseamnă aceste campionate de off-road. Sunt foarte mari cheltuieri. Fac asta de peste 7 ani de zile eu personal, de 10 ani mă ocup cu modificarea mașinilor. Eu am avut surpriza la toți prietenii mei la care le-am spus, băi, uite, vine Cristi, discut cu el, că nu știu ce, că nu... A, Cristi, șui, da. Da, asta e bine. Nici numele ăsta șui cu... De-aia am mers prin mască, parcă sunt mai bine. Da. Da. Zona asta șui de spre alte zone, dar chiar nouă ne place. Oricum, după cum ne-ați urmărit, presupun pe YouTube și pe canalele noastre, Max înseamnă maxim, despre asta facem noi, iar toți cei care lucrează în echipa mea nu prea zboară drept, nici nu dorim asta. Că drept zboară ceilalți. Și încercăm să facem totul la next level, cam asta și ideea. Și proiectele noastre și acțiunile noastre care vor fi de azi înainte vor fi cu totul altceva. Am început anul trecut aceste demersuri vis-a-vis de concursul ăsta de off-road, am fost invitați ca sponsor, să presupunem. Da. Și am spus, nu putem participăm la mai multe etape de genul ăsta, mi-am dat seama că cheltuielile care le au concurenți la așa o etapă sunt foarte mari, enorm. N-ar rost să intru în sumele astea pentru că au și soțiile lor. Și mii de ar vrea euro. Să se înțeleagă în continuare. Foarte mii bine. De euro. Mii de euro, exact. Mii de euro. Da. La orice campionat dacă de punem genul... și numărul de concurenți, 10.000 de euro. Exact. Și atunci mi se părea penibil ca locul întâi să iei 5 litri de ulei, că tu ai nevoie de 6. Sau că e jenant, trebuie să cupleze două concursuri. Nu știu dacă e jenant, dar știi cum se întâmplă următorul lucru, Cristi. Era... Să spunem așa, în faza incipientă. Atunci porneam. N-am avut o cultură grozavă, bogată din punctul ăsta de vedere. Ori, lucrurile încep să crească. Mă bucur că aici, la noi, va fi... O chestie foarte interesantă la chestiile astea. Noi români avem o problemă când vine vorba de concursuri sau de a organiza ceva. Să câștigăm ceva. Da, ok, înțeleg. Păi da, nu-i suficient prin faptul că ești acolo. Ești așa, îți faci un nume. Tu vrei să pui și niște bani deoparte. Ca și varianta aia, că am eu un prieten. Prietenul există pe Google, nu trebuie să-mi spui tu care e. Da. Deci, că, practic eu așa am pățit acum 7 ani când am început să modific prima mașină. Am ajuns la Westlake prin off-road, am ajuns la o grămadă de firme. Dar cei din Suceava, în primul rând, spuneau că au un prieten. Păi mă uitam, strigat, nu era niciun prieten. Era de fapt doar buzunarul și atât tot. Și atunci am început să fim... Asta e o chestie foarte tare care o facem noi la service acum. Vrem să facem totul live. Deci va fi singurul service din țară, dacă nu din Europa, în care toate proiectele off-road sau... tu ca client ești de acasă și ești, noi în general avem clienți mai rar. Scuze. Deci, în general, clienții noștri eu m-am concentrat. Am fost avertizat la începutul acestei emisiuni. Sunt foarte atent la ceea ce spui, drept pentru care înțeleg. V-am spus că, în general, când vorbesc cu orice client, acum nu e niciun client în fața mea, încerc să explic cât mai rapid, mi se pare că nu am timp. Că, într-adevăr, telefonul meu, în general, sună non-stop. În general, la ora 15-16, indiferent ce telefon aș avea, se termină bateria. Și atunci când vorbesc cu un client ca să explic spectatorului ce se întâmplă cu vorbitul ăsta rapid al meu, e din cauza timpului care nu-l am.
și încerc să le explic. Dacă am 20 minute alocat, în 10 reușesc 100%. Da, în cadrul acestei emisiuni avem vreo 40 de date, 40 deci ceva, deci stăm. Okay. Putem să ne relaxăm, da. Și atunci majoritatea vreau să te ajute. Dar să te ajute doar pentru bani, nimic altceva. Așa și cu concursurile astea alte. Vrem să organizăm, vrem să facem, de fapt vrem să punem și bani deoparte. Se bazează foarte mult pe... într-adevăr, sunt niște costuri foarte mari, mari de tot. Asta va fi o altă discuție a noastră. Eu fac ușor o paralelă din punctul ăsta de vedere cu campionatele naționale de drift. E cu totul și cu totul altceva, dar în bună măsură cheltuielile, logistică și toate cele sunt... Da, cam pe acolo. Cam pe acolo. Inevitabil am intrat și în zona asta, fără să vrem. Da. Având doi juniori, doi copii, doi băieți. Le place off-road-ul foarte tare, dar au descoperit și drifturile. Și am dat drumul și pe zona aia. Păi, și am văzut ce costă. E asta, cam acolo. Asta cu sporturile pe bază de motor, cam aceeași discuție. O dăm din una în alta, vis-a-vis de copii, într-adevăr, prefer să facă sporturile astea fără nicio problemă decât să se ducă într-o zonă care mă afectează pe viitor, ținând cont de creșterea și educația lor. Corect. Și am dat drumul și pe zona asta. Da. Va fi max drift din 100% chestia asta care va rupi și asta. Dar revenind apoi la cheltuielile care le au genul ăsta de concurs, da? Deci mă refer la off-roadiști. Omul investește într-o mașină 40, 50, 60 mii de euro, zicem. La o etapă de genul ăsta, ținând tot de transport, cazare și alte piese care 100%, indiferent ce mașină vei avea, 100% se va strica ceva la ea, indiferent cât de bună vei fi. Nu există, și corect. În genul ăsta de competiții nu poți să spui, nu, eu urc peste tot, trec peste tot. Sunt momente în care aici mai poți trece. Că de așa natură sunt făcute traseele astea, să nu ajungi peste tot, să ajungi muncind. De-aia o dăm și cu timerul ăsta în care trebuie să faci un anumit traseu. Și atunci am spus, mă, dacă omul tot face un efort să vină, vine la 500-600 de km de departare. Hai să schimbăm tot ce înseamnă grafica asta, să vrea omul să mai vină. Că s-ar putea să spună, merg la etapa asta, dar la următoarea nu mai merg, nu mai permit. Nu poți să faci, să strângi bani 3 ani de zile ca să fii al 4-lea an, că ăla nu mai este sport. Că în România avem un problemă cu chestia asta. Da. Ceea ce vreau să vă zic... Stai, mi zice ceva, Sergiu. Deci să vorbească despre competiție. Vorbește despre competiție. Păi ajungem. Nu, ajungem. Fac o încălzire vis-a-vis de competiție, exact. Pentru că mulți nu vor înțelege de ce au venit așa tare din spate și schimbă practic tot sistemul. Practic asta facem noi. În primul și în primul rând, spectatorii vin la competiție, da? Ei nu prea aveau acces prin zonele alea care sunt foarte greu accesibile. Ce fac? Le cumpăr niște motoare și ATV-uri să meargă să vadă ce se întâmplă acolo? Nu. Vom face, asta e o chestie foarte, foarte tare, vom face niște filmări. Aici devine Sergiu. Da, ne-a ajuns Sergiu chestia asta, da. Devine maxim, nu așa. Aici, într-adevăr, păi, ceea ce se întâmplă... Asta vreau să... Aici, încetul cu încetul, zona unde vreau să ajung. Da. În prima oară, motivația pentru care ajungem pe zona asta și motivația pentru cei care sunt pasionați exclusiv de partea asta de off-road, iar mai apoi cum începem să furnizăm acest spectacol până la urmă și celor care ar fi interesați, dar cărora, cum să spun, le va fi mai greu să îi duci prin pădure, să vadă... Tocmai de aia ne-am gândit să implementăm și faza asta, de fapt Sergio lui cu ideea, hai să facem filmări live și vom da chestia asta, am creat o scenă cu monitoare imense și tot ce se întâmplă în pădure va fi live pe scenă. Pentru că fix acolo nu vor ajunge spectatorii și încercăm să-i aduce pe ei în pădure virtual, cum ar fi, ceva genul ăsta. Iarăși nu s-a făcut nimic mult, mult mai aproape, da. Nu facem ca să demonstrăm cuiva ceva, o facem ca să... Ba nu, demonstrăm cuiva că putem să organizăm ceva spectaculos din toate punctele de vedere. Mă includ și eu aici cumva în discuție, dar nu am o contribuție fantastică. Însă, uite, cu efortul pe care îl depuneți, cu eforturile participanților, că e foarte important... Da, fără ei nu faci nimic, exact. Cu acest efort se poate crea un eveniment care, cred eu, va fi capul de afiș 100% se va vorbi mult în pentru câteva zile. Gura Humorului va fi centrul de greutate al României, cel puțin pe sporturile cu motor. A fost foarte ok pentru noi ca zonă, ca apucăm, pentru că am trecut de 6 ani, desfășurat această o altă etapă acolo, unde am fost invitați ca sponsori. Și acum am zis, deja știm traseul, știm tot, avem toată baza făcută acolo. Și ai zis, hai să-i dăm drumul mai departe, tot pe aceeași, în aceeași zonă, că nu deranjează. Asta e cel mai important. Bun. Hai să spunem așa. Te rog. Spun concursului. Reamintim perioada. E vorba de 19-22 mai la capul câmpului, lângă Gura Humorului, unde se va desfășura cea de-a doua etapă, campionatul național de off-road. Bun. Deci 19-22. Cum va fi această pe zile? Pe zile. Deci noi estimăm undeva în jur de 100 de echipaje, pilot, copilot, care vor participa. Joi vor, 19. Pe 19 vor veni participanții.
Iar primirea oficială, efectiv, să spunem primirea așa. Primirea oficială, da. Seara... Bun, e și asta spectaculoasă, pentru când îți vin mașinile astea modificate, absolut, sunt atractive. Absolut. Am văzut, din punctul ăsta de vedere, și când a fost raliul Bucovinei, iarăși multă lume a venit să vadă. Show. Pentru că exact. Show în sine, traseul care a fost pe oraș, mașinile în sine, sunt puncte și momente de atracție. Continuăm, Marius, scuză. Da, startul se va da sâmbătă dimineață. Trebuie de specificat faptul că vor fi 6 dimineață. Deci joi este primirea. Joi primirea. Da, și vineri se va da startul dimineață. Trebuie să specificăm că există 6 clase. Ceea ce e important, pentru că practic aici se definește complexitatea. 6 clase. 6 clase diferite, la care vor participa cei din competiție la alegere. Înseamnă clasa standard A, motoare sub 2000 de centimetri cubi, standard B peste 2000 de centimetri cubi, clasa challenge, participă grupele standard, dar cu caroserie și motoare modificate. Acolo deja e altceva, next level. Da, open, SSV și extrem. Deci vorbim de off-road extrem. Traseele sunt stabilite pentru fiecare clasă în parte, în funcție de dificultate. Așa. Și pregătirea mașinii. Și pregătirea mașinii. Sunt două zile de competiție, efectiv, vineri și sâmbătă, iar duminică se încheie cu trialul. Este un traseu scurt, dar foarte spectaculos. Practic, trialul este singurul traseu la care vor avea acces spectatorii. E mai mult pentru ei, cumva. Fizic. Da. E un traseu de câteva minute, cu intensitate și dificultate, dar care va fi un spectacol cu adevărat extraordinar. Noi am participat și la Sighișoara la prima etapă și am avut noroc, între ghilimele, să prindem și vreme ploioasă. Exact. Ce pentru off-road e chiar ce trebuie. Să amintim și de echipajul nostru, Sami Rusu, pilot, și copilotul nostru, Robert Tuțuianu, care, spre mândria noastră, am luat locul 4. Vorbim de echipajul care reprezintă care Suceava. Care reprezintă Suceava. O secundă a stat să fie locul 3, dar asta este, se poate. Da, dar s-au menținut pe podium, pe locul 3, de la începutul concursului, da, până la trial, unde, datorită vremii, au întâmpinat mici dificultăți, dar au ieșit pe locul 4. Dar e bun a spus asta, datorită vremii, că eu înțeleg din ceea ce spui tu, că vă doriți din tot sufletul să da, pău puțin, măcar. Imaginați-vă, o zi înainte a fi perfect. S-a reconfigurat traseul de două ori, am impresia, la trial, pentru că vremea a ajutat, între ghilimele, să fie și mai dificil. Dar vă dați seama că spectacolul a fost pe măsură. Practic trebuie să fie show, cam asta e ideea. Mai ales că acolo publicul are acces. Și ținând cont de faptul că au participat asemenea peste 70 de echipaje, iar noi am ieșit pe locul 4, este un rezultat extraordinar. Câte echipaje vor participa la off-road maxim? Să estimează la 100 de echipaje, să fie că încercăm să-i aducem pe toți. De aia și facem atât de tare mișcările astea care le facem noi. Toată pregătirea care o facem, să aducem cât mai mulți. Și să le oferim un confort celor care vin acolo. Și de-aia, încă o chestie care nu a făcut nimeni acum, noi vom oferi suport tehnic mașinilor care ajung acolo. Apare o problemă tehnică, îi ajutăm. Mecanicii noștri, echipa de mecanici, suntem 30 de oameni pregătiți pentru orice intervenție. Dacă avem acces la ei, îi ajutăm 100%. Până acum trebuia să-și repare singur mașinile, acum ei vom ajuta noi. Asta e o altă chestie. Da, mie mi se pare extraordinar. Să oferim tot suportul. Începând de la în caz de este o vreme ploioasă, avem pelerini pregătite pentru toți, apă, senjuri, cam toate da, logistic ne-am pelerina, apa și toate cele sunt mai puțin importante față de ce ai nevoie dacă îți da, vom fi acolo lângă ei, că asta e ideea. Nu planetare, că e mai mult cruș cardanice, cred că. Da, și planetare. Și planetare mai sunt. Și partea logistică de apă și de mâncare, că ați spus că nu sunt importante, sunt foarte importante. Nu, n-am zis că mai importantă e la altă casă. Da, vreau zic că el pleacă și 4-5 ore nu mai vezi, trebuie să aibă pregătit orice mașină. Da, el va sta efectiv în pădure unde că există stafful de arbitrii, stafful care se ocupă cu organizarea și vor sta acolo în puncte cheie specifice. Foarte important v-aș întreba, pentru că e un sport extrem, e un sport extrem cu motor, partea de siguranță. Există și partea de siguranță, toate traseele sunt asigurate dinainte, curățate,
bineînțeles. Sunt delimitate cu bandă de concurs în primă fază, bandă de limită a mașinilor de unde circulă și de la acea bandă, încă o bandă de siguranță de minim 3 metri, unde stau spectatorii după și oameni poziționați în puncte în care se asigură că nu trece nimeni între benzi. Asta e pentru spectatori, dar mașinile care vor participa la acest campionat nu au voie să vină fără roll cage, fără cască, deci ei trebuie să fie echipați, ei trebuie să fie safe prima oară. Știu. Nu facem doar să fie show și nu ne asumăm riscul, să vă dați seama. Da. De aceea sunt niște reguli interioare care nu ai cum să iei din concurs dacă nu te încadrezi acolo. După ce se amenajează parcul tehnic și se fac listele, primul lucru se verifică mașinile. Dacă deci o mașină care nu este corespunzătoare, cine decide? E pe partea tehnică, pe zona asta avem doi băieți stabiliți exact, că îmi scapă numele acum, care asta verifică, deci exact la înscriere. Spune într-o Alexandru Piedemonte, spui, nu? Da. Și o să mai fie încă un băiat. Da. Adică va fi expertiză la fiecare mașină în parte. Există comisii de expertiză care verifică acea mașină și în momentul în care nu se încadrează în criteriile necesare, nu are nicio șansă să participe. Este descalificată dacă între timp s-a înscris și... Deci nu participă, efectiv. Trusă, tot ce înseamnă, adică toate elementele necesare. Ce țin de siguranță lui? Ce țin de siguranță. Grupa sanguină, tot. Exact așa și chestia. Da, pentru că oricât ar fi, putem să spune că nu ne dorim. Se pot, știu, dar întotdeauna cu cât prevezi mai mult posibilitatea unor asemenea evenimente, cu atât e mai mică șansa să se întâmple. Da. Dacă... Arbitrii au și rolul de a nota timpul și numărul mașinii și pe unde a trecut. Se ține legătura între ei. Și dacă o mașină se pierde la un moment dat pe traseu, nu apare la un timp limită, în momentul ăla se caută. Automat se identifică punctul în care a fost ultima oară și de acolo se merge și se caută. Se speră că nu va fi. Deci din punctul ăsta de vedere al siguranței, vă dați seama că totuși vorbim de un campionat național, nu discutăm despre... Da, acest campionat național este sub egida unei anumite federații? Da, este FRASul. Federația Română de Automobilism Sportiv, exact, da? Exact, corect? Da, absolut. Întreb că n-a specificat lucrul ăsta. Da, absolut, da. Și pe această cale putem să menționăm și club Corp Piatra Neamț. Fără ei nu reușeam să facem, noi neavând un club off-road la ora. Partenerii noștri în acest demers și Robert Țuțuianu, care este și copilotul echipei noastre. Din punct de vedere legal, ca să poți organiza acest gen de concurs, trebuie să faci parte, să ai un club. Ceea ce la noi n-am apucat să-l facem, noi eram pe zona de service mai mult. Și ce mai așteptați? Lucrăm la asta, durează 3-4 luni. Nu ne-am încadrat, tura viitoare vom face 100%. Am înțeles. Bun, că nu-i cu supărare, adică după aia să auzim că s-or supăra prietenii noștri din Piatra Neamț că n-am făcut club. Nu, ne-au ajutat foarte mult pentru a... Cu cât mai multe cluburi, cu atât mai bine pentru Federația Română de Automobilism Sportiv. Da, îmi cer colegii mei să vorbești un pic mai tare, să te apropii și tot așa, ca să nu mai dăm coatele în masă. Dacă se auzi Bun. Vis-a-vis de organizare, ce vom schimba noi și va fi ceva inedit, este în primul rând că ne vom ocupa și de public. Ei erau cam uitați. Exact. Marea majoritate a celor care până acum degustau asemenea evenimente știau la ce se aștepte. Eu cred că în bună măsură asta e unul din boosterele de care vorbeam mai devreme. Atenția pentru public clar va crește atenția și pentru off-road. Faza cu trialul, că ultima zi, care va fi duminică, aia era special făcută pentru public. Așa. De-aia noi încercăm să aducem și din păduri imagini, să vadă oamenii, acolo nu vor ajunge, ei n-au cum să ajungă. De-aia intrăm pe practic, ai zis așa, vineri începe campionatul. Joi este înscrierea, joi este strict pentru concurenți. Așa, bun. Va fi o primire pe 5, vor fi o grămadă de surprize acolo în ceea ce se întâmplă. Nu spre nimic, da. Și după joi va fi înscrierea lor, da? Da. Organizare, masă, cină, tot ce va fi acolo, mașinile, unde vor fi poziționate fiecare. Practic ei de vineri vor începe concursul. Așa. Joi este doar de încălzire. Da. Majoritatea vor veni cu rulote, autorulote, familie, copii, abar n-am. Și acolo. Și acolo se va crea parcul tehnic al mașinilor pentru concurs. Zona unde se vor campa rulotele. Care deja este, avem un proiect foarte bine pus la punct, vor fi băieți în zona aia care nu poți să parchezi unde vrei tu și să faci ce vrei tu în zona aia.
Fiecare are un spațiu delimitat special. De aia noi deja știm câți concurenți vor fi. Astăzi am înțeles că s-au mai înscris încă 3 echipaje. Vreau să spune că până la săptămâni vor mai apărea noi concurenți, pentru că mulți nu știu ce se va întâmpla la noi. Și noi de aia și vrem să forțăm puțin lucrul, să audă lumea despre ce este vorba, că nu va fi un simplu campionat, va fi cu totul altceva. Clar, se va vorbi mult timp de aici încolo despre aceste lucruri. Eu sper, dar noi acum vorbim înainte de și trebuie să aducem și elementele importante. Până acum, în bună măsură, am vorbit de ceea ce înseamnă off-road, de partea strict tehnică, unde aveți deja publicul țintă asigurat și participanți, ca să o spunem așa. Însă, cred eu, este foarte important și ceea ce se petrece pentru publicul spectator, pe care, în bună măsură, credem că îi facem un fel de educație în momentul de față. Da, da. Îi oferim o invitație, îi oferim condiții și transformăm această etapă într-o atracție în sine. Și aici, din ce înțeleg eu, sunt surprizele foarte importante. Da, aici surpriza, cireașa de pe tort ar fi, practic, o mașină 4x4 oferită de noi. Care va asta e pentru public? Public participant, da, la final o să avem o tombolă. Pentru oricine, da? Da, da. Și toți cei care participă, chit că sunt... Doar cei din staff off-road Max și Cor n-au nicio șansă acolo, că noi... Nu sunt eligibili. Exact. Nu sunt eligibili. Exact. Dar în rest, că e echipaj, că e pur și simplu un cetățean care vine să admire această etapă, poate câștiga pe bază de tombolă, cum? Da, este o tombolă, prețul biletului va fi o sumă modică, deci... Bun, nu... Practic, toți banii încasați din această tombă vor pleca către o campanie umanitară, ONG, care se ocupă în special cu copiii refugiați în Ucraina. Deci tot va pleca într-o altă... Deci nu folosim deloc banii la absolut nimic. Vis-a-vis de chestia asta cu mașina, e încă o chestie să forțăm puțin publicul să ajungă la acest eveniment. Să vadă și altceva ce au văzut până acum. Că au ce să vadă. Foarte important pe cine am axat pentru public a fost că, cum a spus și colegul meu, singura parte din competiție unde publicul are acces fizic este trialul. Da. Dar ăsta se întâmplă la treia zi. Eu din ce am înțeles de la voi, inclusiv pe zonă se poate merge, pe zona securizată. Da. În schimb, cum să spun, vezi odată o mașină la nu știu cât timp și... Aici ar fi problema, pentru că după start traseul este de... Câți kilometri? Mulți kilometri. E împărțit pe, dar oricum, 50, 70, 80, în condițiile în care sunt anumite locuri special amenajate unde vizitatorul poate să meargă acolo. Dar imaginați-vă că asta ar însemna să alerge prin pădure. Da. Și practic, ideea este că trialul fiind duminică, de fapt el în cele primele două zile de concurs, ceea ce se întâmplă în pădure, nu vede. Așa. Și în condițiile astea ne-am gândit să schimbăm, să facem ceva inedit și să slavă prezentăm... Domnului, a apărut tehnica și se poate. Da, asta e și aici ne-am lovit de o problemă, pentru că fiind o zonă greu accesibilă, nu aveam semnal acolo de la operatorii de telefonie. Și atunci am apelat la o firmă, nu știu dacă putem să spunem... Eu cred că putem să spunem. Sau nu, Cristi Lazar și... Cristi Lazar nu-i firmă, deci da, nu, am apărat la el și el a venit cu ideea Starlink-ul care ne-a scos... Păi, de asta ziceam. Nu știu dacă se poate considera reclamă, pentru că rețeaua de sateliți a lui Elon Musk, bun, poate fi o formă de reclamă, dacă în cazul ăsta este o formă de reclamă, o tratăm ca atare, nu insistăm pe acest subiect, ne retragem cuvintele, ca să spunem așa, dar va fi transmisiunea prin acei sateliți. Ideea este că vom folosi un sistem de sateliți prin care o să avem posibilitatea să facem imagine live pe tot parcursul concursului, ceea ce este foarte important și un lucru și mai important, aceste imagini vor fi redate, vom monta o scenă imensă de 8 pe 6 metri cu 20.000 de wați și cu două monitoare de 5 metri pe 3 LED, unde vom rula continuu imagini live. Din, ceea ce înseamnă din teren, din competiție, din mai multe puncte care sunt perfect poziționate. Exact, ravenele specifice, pentru că vor exista și ravene unde avem o înclinație, pantă de 70 de grade,
ceea ce înseamnă nu știu ce înseamnă dacă 70 de grade, dar mie mi se pare nu poți nu poți să urci tu pe picioare, nu vorbim de mașină, că e foarte. Acolo da. Vor fi doar troler, doar cu trole poți să urci. Vom folosi trole din dotare și iarăși este spectaculos pentru că fiecare în funcție de abilitatea și de cât de repede se mișcă, pentru că să nu uităm, ei trebuie să scoată un timp cât mai bun. Și rulând aceste imagini, publicul va avea acces pe toată perioada concursului la ceea ce se întâmplă. Adică el nu își va pierde interesul din prima zi, nu se până, în ultima zi. Deci, vineri, sâmbătă, duminică avem la capul câmpului lucrul ăsta. Câteva minute de publicitate luăm în momentul de față, imediat după ne reîntoarcem alături de Cristi Șuiu și Medvic Marius, organizatori ai Off-Road Max Bucovina. Publicitate, revenim.